Printre lucrările de investiții demarate de Primăria Municipiului Câmpul Lung în anul 2012 s-a aflat și bazinul de înot. Așa cum observați, acesta este în plină desfășurare, iar municipalitatea speră ca în cursul anului 2013 acesta să fie dat în folosință. Chiar dacă ne aflăm la început de an și bugetul nu este încă stabilit, edilii câmpulungeni și-au fixat deja prioritățile, iar bazinul de înot este una dintre ele. Avem în continuare de finalizat bazinul de înot, de asemenea consolidarea pe legătura cu cartierul Mărcuș, o lucrare foarte importantă și foarte costisitoare, de aproximativ 15 miliarde de lei vechi. Tot în cursul acestui an se va lucra în continuare la reabilitarea și modernizarea colegiilor Carol I și Dinicu Golescu. La colegiul Carol I lucrările sunt foarte ample, inclusiv instalații, deci practic cam totul se reabilitează. Nu pe toată clădirea, pentru că două laturi ale acesteia noi le-am reabilitat în prealabil, dar pe acest proiect corpul central și exterioarele în întregime. De asemenea, aleile, spațiile verzi din incinta colegiului, oricum unul din proiectele foarte mari și foarte apreciate pe axa 3-4. La Dinicu Golescu lucrările sunt mai mici ca amploare, zugrăveli interioare, exterioare, alte lucrări de reabilitare. Oricum, v-am spus, în comparație cu Carol I, sunt de mai mică anvergură. După cum am aflat, primarul Călin Andrei are în obiectiv, de asemenea, lucrări de întreținere la mai multe instituții de învățământ de pe raza orașului, unități care nu sunt deloc puține.